Dați-mi face pe jos. În umbră. Hai, da, unde le pui? Jos aici, lângă noi. Da, auzi. Da, lasă-le. Ce trebuie? Ce le ține? Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă prădelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean. Că este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul Teofan, arhiepiscop al Iașilor, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru oastea cea iubitoare de Hristos, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se binecuvinteze placa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu harul Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește prin noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Pace tuturor! Capetele noastre Domnului să le plecăm. Ție, Cel care binecuvintești și sfințești toate, Dumnezeul nostru, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Ioan citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte în vremea aceea cei 72 s-au întors cu bucurie
zicând, Doamne, și demonii ni se supună în numele Tău. Și le-a zis, am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. Iată, v-am dat putere să călcați peste cer și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. Și nimic nu vă va vătăma, dar nu vă bucurați de aceste, că duhurile vi se pleacă, ci vă bucurați că numele voastre sunt scrise în cerul. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai zis că dacă apostolii vor tăcea, pietrele vor vorbi, iar în Areopag ai descoperit lui Pavel un altar care pe o placă din piatră avea scris Dumnezeului necunoscut. Prin aceasta vrând El să ne arate credința și recunoștința pe care trebuie să o aibă față de Tine, Făcătorul a toate. Și noi astăzi, în semn de pioasă recunoștință față de înaintașii noștri, după cuvântul apostolului Pavel care zice, aduceți-vă aminte de mai mari voștri și priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și le urmați credința, am înălțat această placă comemorativă ca să amintească despre faptele cele virtuoase demne de urmat pe ca ale omului de cultură pe care îl omagiem. Căci un nume bun este mai de preț decât bogăția, iar cinstea este mai de preț decât argintul și decât aurul, după cum ne învață Scriptura. Iar acest semn nu este ridicat spre închinare, ci spre aducerea aminte de măreția faptelor întâmplate în istoria neamului nostru și a făritorilor lor. Căci în vremea de demult Iosua, vrând să nu uite momentul întâlnirii sale cu Tine, Dumnezeule, a luat o piatră mare și a pus-o lângă locașul sfânt și a zis, iată, piatra aceasta ne va fi mărturie în zilele viitoare, căci ea a auzit toate cuvintele Domnului pe care le-a grăit El cu noi astăzi. Tot El a fost Cel care a semnat cu pietre locul din apa Iordanului, unde au stat picioarele preoților care duceau chivotul legământului și Cel care a așezat în Gilgal alte 12 pietre ca mărturie a trecerii poporului ales prin Iordan, urmând astfel pilda lui Iacov, care în pământul Canaanului a semnat cu pietre locul în care s-a încheiat legământul dintre el și Laban, Dumnezeu însuși fiind martor. Și a așezat stâlpul pe locul numit Betel, ca mărturia întâlnirii dintre Dumnezeu și Israel, care s-a numit mai apoi Iacov, care a ridicat și pe mormântul Rahilei, soția sa, un stâlp de piatră care se păstrează ca mărturie până în ziua de astăzi. Pomenește, Doamne, Dumnezeul nostru, pe toți înaintașii noștri care s-au remarcat prin faptele lor, pentru călăuzirea acestui popor pe calea istoriei și a Evangheliei, iar pe cei adormiți într-o nădejdea învierii și a vieții veșnice, îi așează în împărăția cerurilor, după faptele și credința fiecăruia, făcându-i părtași la înfricoșata judecată a acelei cununi de slavă cu care neamul nostru se va prezenta înaintea Ta. Că Ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Cășătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecii lor. Doamne, mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Se binecuvintează placa aceasta comemorativă cu harul preasfântului și bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, prin stropire cu aceasta apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează placa aceasta comemorativă
cu apă sfințită în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează această placă cu negativă, cu harul prea Sfântului Duh, prin stropirea cu această apă sfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Frații noștri, pentru toți drept-măritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Suntem iubitori de oameni, Dumnezeu este slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Prea cu cerice, Părinte, binecuvintează. Cel ce s-a înălțat într-o slavă și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl pentru a noastră mântuire. Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale sfinților, măriților, întru tot lăudaților apostoli, cu ale preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, și cu ale sfinților, dreptilor dumnezeiești, părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne și ne miluiește prin noi. Amin. Hristos s-a înălțat. Gata. Da. Doi zece.
interpretează imnul național al României.
sufletelor adormiților, ori Dumnezeu, eroi ai datului noastră de fiecare după numele lor, și eroi ai satului acestuia de fiecare după numele lor, și pentru vasă biserică lor, toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Amin! Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, și iertarea păcatelor lor, de la Hristos împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem. Duhurilor și-a tot trupul care-i călcat moartea și pe diavolul l-ai stârpat și-ai dorit viață lumii tale, însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormitelor robilor Tăi, eroii patrii noastre, pe fiecare după numele lor și ai statului acestuia, pe fiecare după numele lor, un loc luminat, un loc de verdeasă, un loc de odihnă, de unde a plăcit toată durerea, tristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit aceștia în viața lor cu luptă, cu rândul, cu cuvântul din știință și din neștiință, din vârsta cruzimilor, ca un bun și de oameni numitor, iartă-i pe ei, Dumnezeu să iertă. Că nu este o dreptate, Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău este adevăr. Că Tu ești învierea și viața și odihna sufletelor adormiților robilor Tăi, Hristoase Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, slavă Ție! Din morți Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru creciunile preacurate sale maici, a Sfântului Sfântilor și într-o tot laudaților apostoli, a Sfântului și dreptului lază ce la patra zi învia din morți, sufletele adormiților robilor Tăi, eroii patrii noastre, pe fiecare după numele lor, în cortului dreptul se așeze, în sânge lui Avram se odihnească, și cu dreptii să-i numere, iar pe noi să ne miluiască, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Într-o fericită adormire veșnic odihnă, pe Doamne, adormiților robilor Tăi, eroii patrii noastre, pe fiecare după numele lor și lepălor, Doamne, veșnica menire veșnica pomenirii
veșnică pomenire din neam în neam și din veac în veac. Iar femeie să miluiască ca cel bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Gardă! Drept! Gardă, acope! Riți! Gardă pe loc de pauză! Are cuvântul, protectul de Dumnezeu și domnul Romeu Urban.